Bună ziua, bine ați venit la lumea banilor. Discutăm despre educație economică și financiară și vorbim desigur și despre lumea banilor, pentru că alături de noi astăzi este domnul Liviu Fenogen, este director CSLB. Bună ziua, mulțumesc din nou pentru prezență. Vă mulțumesc din nou, bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur tare mult, continuăm acest proiect. Vă aș ruga, domnule Fenogen, să plecăm din nou de la discuția privind importanța educației economice și financiare. Și financiare. Deosebit de importantă și în ultima perioadă mă bucur că se vehiculează foarte mult în spațiul public acest, eu știu, acest concept, acest demers, Toată lumea trebuie să facă educație financiară. Și avem instituții care chiar fac. De la avem instituții, ce se ar trebui la bănci. Da, okay, nu CSLB și aduce aportul său pe măsura mărimii, pe măsura priceperii, pe măsura știu competențelor noastre, dar ne aducem aportul la acest capitol de educație financiară. Avem pe site o secțiune dedicată educației financiare. A apărut în urmă cu un an de zile, aproape doi deja, din cauza faptului că am Captat foarte multe informații referitoare la problemele cu care se uh, confruntă clienții consumatori, în special persoanele fizice din sistemul financiar bancar, probleme care au fost rezolvate prin intermediul CSLB și, evident, am vrut să popularizăm aceste experiențe. Anonimizate, nu discută nimeni despre caz cu caz, dar anonimizate, spețele catare ca sunt cu siguranță replicate și în alte, în alte ipostase. Și atunci e bine ca oamenii să știe despre așa ceva. Și explicațiile sunt date de către conciliatori, sunt date de către reprezentanții ai top managementului din băncile comerciale, evident, care au avut astfel de probleme bănci care de altfel au intrat și au rezolvat în cadrul CSLB astfel de tipologii de, de probleme. Da, educația este financiară, este foarte importantă și trebuie făcută de la o vârstă, am mai discutat cât de, vârsta, cât mai fragedă. Aici da? am ajuns, deci până la urmă da. trebu putem, ar trebui și putem să începem de la vârstă fragedă. Categoric, nu? sigur că da, eu sunt învățător la bază și m-aș bucura acum, în cazul în care aș fi la catedră, de să și pot preda elevilor de clasele chiar 1-4 noțiuni evident, bazale, noțiuni fundamentale de, de, de educație financiară iar, dar trebuie să știi ce sunt banii, trebuie să știi cum circulă banii, trebuie să știi eu știu, că trebuie să facem economii și care este importanța economiilor, este un aspect foarte important și cred că este, dacă vreți, una dintre diferențele majore față de situația din 2007, mă rog, decembrie 2007, începută până în 2010, Marea Recesiune, criza prin care am trecut cu toții și când nu am fost atât de pregătiți cum suntem acum, se pare. Avem acum și o opinie a domnului profesor universitar Radu Rizoiu, este conciliator onorific la CSLB, ne vorbește despre educație financiară. Să-l ascultăm. Dacă educația financiară va fi introdusă într-o programă școlară, trebuie să fim atenți cum va fi gestionată și poate în acel moment băncile vor putea să se implice tocmai ca să vină cu abordări concrete să avem un laborator de educație financiară exact, în cadrul Exact. Pentru că altfel riscăm să transformăm și educația financiară într-o nouă materie despre care elevul o să zică Aoleu, iar am lucrare, acum am și la educație financiară lucrare. Trebuie să mai învăț niște teorie. am ascultat pe Radu Rizoiu, profesor universitar, conciliator onorific la CSLB. Ne întoarcem la discuția din studiu. Așadar, vorbim despre o Hai să spunem o variantă ceva mai atractivă dacă discutăm despre... Da, cu siguranță. Discutăm despre Se pot găsi... Bani. Bani. Și Bocam. noi chiar am avut un proiect și sperăm să-l derulăm și în continuare pe la finalul anului trecut. A fost un proiect numit Back to School, în care am mers împreună cu colegul meu de la comunicare cu domnul Cătălin Balan în școli și în licee și unde am observat apetitul deosebit al copiilor pentru astfel de materie. De ce? Pentru că este strâns legată de viața de zi cu zi. Deci, părinții lor câștigă bani, banii aceia formează bugetul familiei, am stabilit care sunt cheltuielile, categoriile mari de pe care le avem fiecare familie pentru alimente, pentru hrană, pentru, mă rog, tot aia. Pentru medicamente, pentru chirii, cine plătește chirii sau pentru rate bancare, cine plătește rate bancare, pentru locuințe, evident, transport etc., etc. Și totuși în aceste situații, în orice situație, este important să avem acolo o mică sumă pe care o punem deoparte, oricât de mică putem, oricât de... Dar să o punem în mod constant deoparte astfel încât să se constituie un fond de rezervă, un fond de urgență la care să apelăm în caz de, de nevoie. Uh... Nu ascund că am primit din partea copilor informații deosebit de bune, mai ales cei de la liceu, referitoare la criptomonede, referitor la eu Deja deci încep să a sau a sunt, categorie, interesați, categorie. sunt interesați. Sunt interesați, au aflat de ele, știu că într-adevăr sunt surse de venite. dar normal trebuie să conștientizeze că există și riscuri asociate. Uh, vorbim despre educație, vorbim despre riscuri, v-aș vrea să vorbim un pic și despre încredere, pentru că așa cum se spune și cum spun specialiștii, un sistem financiar se bazează și trebuie să se bazeze pe încrederea publicului Nici și pe încrederea consumatorilor. Nici nu se poate altfel. Și această încredere, mai ales într-o într țară cum este România, în care nivelul de incluziune financiară este redus, nivelul de intermediere financiară este și mai redus, nivelul de educație financiară este destul, iarăși, redus. destul de redus. Adesea <laughs> nu simt chiar atât de pesimici, dar destul de redus, da? <laughs> uh, și mă refer acum în comparație cu situația existentă la nivel uh, european. Da, această încredere între comercianți, între bănci feneuri și consumatori sau invers, cum vreți, între consumatori și bănci, pentru că, până la urmă, consumatorii sunt beneficiarii serviciilor, trebuie să fie cultivată de către toți cei implicați. Trebuie cultivată și trebuie să fie, evident, păstrată, menținută, pentru că fără încredere nu se poate. Cuvântul credit vine de la încredere. Nimeni nu dă bani nimănui dacă nu are încredere mm -hmm. pă, și va recupera, măcar pe cei pe care i-a dat, știți, de, dincolo de, de dobânzi, dar nu am, -am vendit, iată, cuvântul credit. Credere, chiar, credit Credere. vine de la încredere, da. Și, așa cum spuneți, încrederea trebuie construită și consolidată între cele două părți. Și trebuie consolidată în timp și credeți-mă că un mecanism foarte bun de verificare a încrederii este dat sau pus la dispoziție de către CSLB și anume posibilitatea de a rezolva o problemă care poate apărea în timp din motive obiective, din motive justificate, mai ales pe perioada de unor contracte de lungă durată, cum sunt creditele ipotecare, de exemplu, da? 20, 25, 30 de ani sau chiar mai mult. Uh, vă imaginați uh, eu știu că nimeni nu poate să. Da, ok, toată lumea știe că vom ieși la pensie la o anumită vârstă, știu, eu, se vor diminua veniturile, dar o diminuare de venituri poate exista și până la momentul ieșirii la, la pensie, poate exista din cauze... Medicale, din cauze știu sociale, din cauze familiale, A. din cauze nenumărate Obiective, alte cauze. Să... Obiective, da, de copii apăruți în familie, A. Sunt o... nu le poate nimeni, eu știu, pune în mod clar pe hârtie când și cum se vor întâmpla pe o perioadă atât de îndelungată în viitor. Da? Dar ele se vor întâmpla. Trebuie să fim pregătiți și băncile au înțeles din ce în ce mai bine acest aspect, că în momentul în care apar astfel de situații, este corect și este benefic pentru toți ca ele să fie rezolvate de o manieră amiabilă. Uh ca într-o, cum să zic, într-un parteneriat de lungă durată. Da, banca are calitatea de creditor și împrumutatul consumatorul trebuie să restituie acei bani, dar cu siguranță se pot renegocia condițiile contractuale dacă situația o impune. Pe nimeni nu avantajează o situație litigioasă care să se declanșeze și care să se ajungă sau cu care să se ajungă în instanțele de judecată, unde soluția va fi win-lose, adică cineva va câștiga și cineva va pierde. Oricine va câștiga și banca, dacă ar fi cea care va câștiga, ea tot s-ar putea să piardă încrederea respectivului consumator, ceea ce este un capital de care nu ne mai putem lipsi, capitalul de încredere. Păi atunci să ne întoarcem la acest cerc al încrederii, un da. cerc virtuos să-l numesc așa și să-l ascultăm și pe profesorul universitar Radu Rizoiu vorbind despre încredere și despre bănci. Eu cred că educația financiară este esențială. Este esențială ca orice formă de educație. Și nu e vorba doar de uh, un slogan, ci pur și simplu, în momentul în care intri într-o relație cu banca, trebuie să înțelegi care sunt aspectele pozitive, care sunt aspectele negative. Nimic nu este numai lapte și miere. Nu trăim în rai. Radu Rizoiu, conciliator onorific de la CSLB și profesor universitar, vorbind nu despre încredere, ci despre felul în care relația dintre bănci și consumatori poate să, fie, să intre în acel cer virtuos de care spuneam. Da. Și domnul Rizoiu da exemplu în continuarea dumneavoastră a ceea ce spuneați. Uneori se pot întâmpla evenimente care pot să ducă la neplăcut. nevoia de conciliere, da. să spunem, nu? Da, evident, și astfel de momente se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi. Acum, e adevărat că are relevanță și mărimea ratei pe care o avem de plătit, sau știu, o pe care o are această rată din bugetul familiei, dacă rata reprezintă 10-20%, ok, știm prea bine, e deci gradul ușor, de datorare da? maxim acceptat de către Banca Națională României, reglementat este de 40% pentru creditele în lei. 45% pentru creditele prima casă și așa mai departe, respectiv 20% pentru creditele în valută. Iată, este luat în calcul riscul valutar, da? riscul de schimb valutar și atunci valoarea este mai mai mică, dar cu cât valoarea rate este mai mică, normal că este mai ușor de gestionat, chiar și o potențială creștere ulterioară din motive justificate. Cine și-a imaginat că o să fie pandemie, cine și-a imaginat că o să fie război la frontierele României, care vor fi efectele negative asupra economiei mondiale ale acestui război, această inflație, creșterea generalizată a tuturor costurilor, etc., etc. Toate acestea apasă categoric asupra bugetelor familiale de la noi, din ale consumatorilor, ale noastre, ale tuturor. Prin urmare, ne afectează și capacitatea de rambursare. Iată, este un bun moment, sau știu eu, un moment clasic, dacă vreți dumneavoastră, în care pot fi renegociate anumite clauze, câtă vreme nu mai putem să mai facem față obligațiilor pe care ni le-am uh, asumat. Și astfel de situații se întâmplă zi de zi, practic, la nivelul CSLB, când oamenii se adresează și sunt... Uh, ascultați de către cei de la bănci, de către prestații băncilor, cu ajutorul conciliatorului se încearcă găsirea unei soluții. Acea soluție este analizată, noi am mai povestit, dar este bine să reiterăm acest aspect, că într-o conciliere nota de soluție, propunerea de soluție a conciliatorului este analizată de fiecare parte, adică și de către consumator și de către bancă, ea mai poate să fie ajustată și în măsura în care se ajunge la o formă finală, ea se transformă practic într-o hotărâre care are putere constituitivă executoriu conform ordonanței 38 -2015, obținută cu costuri pentru consumator, o pentru că așa... O hotărâre semnată de ambele părți. O hotărâre, da, exact, dacă vreți, dumneavoastră, semnată de către ambele părți, da, Poate una mână, da în da, sensul că, da, putem extinde, e sau simbol, putem să spunem, da, fiecare consumator, practic, și consumatorul și banca își exprimă acceptul față de aceste hotărâre, da, printr-o, să zicem, semnătură, Uh, și uh, la final avem o hotărâre care este win-win, care este, nu mai este win lus ca în instanță, ci este win-win, este câștigătoare pentru ambele părți, pentru că amândouă părțile și-au rezolvat... Uh, dumneavoastră ați mai spus, dar cum spuneți, totdeauna e bine să repetăm. Da. Uh, mie mi se pare o instituție CSLB, uh, extrem de utilă, pentru că, așa cum spuneați, pe de-o parte costurile sunt mici sau aproape de zero în unele situații, sunt zero, chiar, pentru, sunt consumatori chiar zero, sunt zero, zero, da. pentru consumatori sunt zero, pentru băncii sunt costuri modice de aproximativ Bun, 900 discuri. și ceva de lei, dar pentru consumatori, consumatorii nu plătesc Bun. nimic la centru. da. Și doi, e o soluție rapidă, ca să, da. ca să facem da, o sinteză, da, da, da. mult mai rapidă decât instanța, pentru că știm bine Absolut, că instanțele da. funcționează cu inerția lor să spunem așa și conform gradului de încărcare oricât uh, am vrea să dăm nu, vina numai pe inerție sau știu eu ce altceva că în momentul da, în care da, da, ai eu sute și sute de dosare de gestionat și le iei la rând categoric exact iar dacă vrei mare. să evite să mai mare n-ai cum pentru că știm prea bine care este situația din instanțe. Este o soluție de Hai să spunem confidențial, dacă e corect spus, așa este. Ajută da? la prestigiul și al băncii și al. Și la. Sigur că da, al consumatorului, în da. În și iată, dincolo de toate aceste aspecte, este o soluție care este bazată sau e obținută cu ajutorul unor oameni conciliatorii, dacă au experiență în acest. În raport cu sistemul financiar bancar și experiența dumneavoastră este foarte relevantă, știu ce se poate obține, știu până unde poate să meargă și consumatorul, pentru că discută cu consumatorul, știu până unde poate să meargă și banca și atunci se încearcă această soluție de compromis și da, dacă în ultima perioadă, de exemplu, de la începutul acestui an avem din 100 de dosare analizate în cadrul CSLB, 95 sunt rezolvate, deci 95% este rata de succes pentru un astfel de demers făcut prin intermediul CSLB, este și grație priceperii conciliatorilor, priceperii din ce în ce mai mare, dar Aș zice e o egală măsură și grație uh, dispoziției, sau știu eu, cum, cum să vă spun, uh, faptului că părțile au învățat să ajungă la un compromis. Disponibilității de compromis, asta vreau să spun, disponibilității de compromis a ambelor părți și a consumatorului și a băncii. Nici consumatorul nu ține morți să obțină exact ceea ce și-a dorit. Important este să obțină cât îi trebuie ca să poată să, să, meargă mai departe. Da? Ok, oricum este o diminuare de a efortului de plată pentru că aceasta se urmărește în principal a ratei lunare. Da? Și dacă n-am putut să plătesc 1500 de lei pe lună, poate că 1100 de lei pot să plătesc sau 1000 de lei pot să plătesc. Deci contează foarte mult. Și aș mai aminti doar faptul că este o instituție de sorginte europeană. Da, așa este. Nu am inventat neapărat noi, dar iată, funcționează în spațiu. Dar național. care funcționează. Asta Sigur că important. da, conform ordonanței 38 pe 2015, care a transpus o directivă europeană, un regulament european, o directivă referitoare la soluționarea alternativă a litigilor și un regulament european referitor la soluționarea online a litigilor. Adică nu presupune nici măcar ca părțile să se întâlnească face-to-face -face undeva. Discută fiecare cu, cu conciliatorul. Au fost și cazuri, evident, când părțile s-au uh, întâlnit pentru că a fost necesar, poate a fost cauze mai complicate, dar altfel este suficient să discuți cu, cu conciliatorul la telefon, via e-mail și să analizezi situația, propunerea pe care ți-o face, nota de soluție pe care ți-o propune și ulterior să-ți dai acceptul și vei obține o hotărâre care este transpusă în practică, în realitate, printr-un act adițional încheiat la contractul respectiv de credit. Dacă discutăm numai de credit, pentru că despre asta vorbim și aceasta este problema cea mai, cea mai stringentă mai, da. Da, a consumatorilor. Și aș mai adăuga că faptul că, iată, CSLB a reușit să facă un pic de educație și celor care folosesc această conciliere, adică da. sunt tot mai mulți. Da, da, da. Și, aș spune, inclusiv băncile, care poate la început au fost unele dintre ele mai reticente sau mai puțin. Sau orice început este un început uh, dificil. Care de mare Nu doar mai... băncile și consumatorii au fost. Și consumatorii, sigur, da. Că da, bineînțeles, dar nu știa nimeni. Și ca să fim sinceri, și noi nu știam ce putem să facem știți? <laughs> Pentru că era de la început okay, Pentru că am pornit da. de la zero Și ne-am testat, evident, și noi Propriile capacități sau capabilități de, de, de rezolvare da. Bun uh, Pentru că am vorbit despre încredere Să închidem această emisiune Tot cu Câteva cuvinte despre încredere Profesorul Universitar Radu Rizoiu Conciliator onorific la CSLB Banca, de fapt Numai aparent lucrează cu bani de fapt, la bază, ea lucrează cu încredere. Ceea ce este al ei și numai al ei, este încrederea pe care o poate genera. Așadar, a fost domnul Radu Rizoiu, profesor universitar, conciliator onorific la CSALB. Ne oprim aici cu lumea banilor. Îi mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio domnului Liviu Fenogen, director CSALB. Eu sunt Constantin Ludnitschi și vă invit să rămâneți ca de obicei pe RFI. Vă doresc toate cele bune!